Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O știre absolut, eu cred că e ireală. Nu dacă e ireală, nu, e documentată. Dacă nu exista clar. Știrea asta, trebuia inventată. Da. Deci, potrivit principiului de aur al bețivului român, mâncarea-i fudulie, băutura-i temelie, 10 copii și 4 adulți din comuna Dumitrița, undeva în Bistrița Năsăud, au făcut toxi-infecții alimentare după un botez la care băutura fusese pusă în frigider, dar mâncarea nu. Băi. Pentru că o diaree te mai poți lupta, dar berea caldă și vinul clocit. Nenorocire, este insuportabilă, nu există așa. Alea sunt o travă. Petrecerea s-a ținut la Căminul Cultural din localitate, ceea ce mi-a adus aminte de piesa celor de la Semnal M. Atențiune, atențiune. Bala Pahida. Bala Pahida, la Căminul Cultural am tocmit cetăraș de la Cluj. Acum, nu știu ce, acum se tocmise o firmă de catering. Pentru că acest Cămin Cultural este dotat cu ladă frigorifică și frigidere. Firma de catering a adus mâncarea vineri. Da. Asta e atmosfera. Dar organizatorii petrecerii au ales să umple frigiderele cu băutură și au lăsat mâncarea afară. Duminică s-a făcut botezul, deci a fost timp să se facă băutura Bocnea. Da. Luni ambulanțele au transportat în masă mesenii, ca să zic așa, la UPU Bistrița. Marți, luptele intestine încă mai continuă. Dacă îmi permiteți, astfel încât o auto specială de transport victime multiple de la detașamentul de pompieri Bistrița, plus un echipaj cu medic de la ambulanță, adică nu doar transport, ci a venit și medicul. Aceste două mașini speciale au venit la fața locului pentru a mai ridica niște răniți de pe câmpul de bătălie. Auzi, dar cum o fi luat ei decizia asta? Eu vreau întotdeauna să văd scena asta. Știi? Da. Vineri înainte de, băi, duminică avem botez. Petrecere mare, Nea Ioană își botează ceva. Mă rog, pe cineva. Da. Cum s-au gândit ei? Uite, avem două lăsfiguri sau una. A venit atâta băutură și atâta mâncare. Hai, lăsăm mâncarea pe aici. Pe lângă, da. Și păi, punem băutura la rece. O fi fost invers. Poate că mai întâi a venit băutura și au zis, băgați-o în frigidere, bă, nu mai scoatem acum, ce Dumnezeu, lasă că nu se strigă. Cât? Două zile. Nu ține două zile. Ce avem? Pește. Cred că au avut meniu clasic acolo. La și ce, la meniu clasic, crezi că nu există pește? Nu, dar există maioneză la... Maioneză, da. Salată, bef. Nu-i nimic. Icre, da. În corăbioară de ardei. Stai, o luăm de la capăt acum. Lasă mâncarea afară, poate mai crește un pic. Capătă... poate începe să meargă. Poate încearcă să evadeze ceva de genul ăsta. Petrecerea presupun... Doamne, a fost mâncă niște umplute. Foarte reușită. Băutură rece, mâncare caldă. Și acum aș vrea să dăm aici Raveca de la Casa Loco. Ce asta? O în prima audiție, premieră, este o super piesă. Îmi place de mor piesa asta. O dăm pe toată, să știți. Raveca, Casa Loco, de pe vremuri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.